Stimați colegi, bună dimineața, vă rog să vă ocupați locurile. Stimați colegi, bună dimineața, rog să vă ocupați locurile, secretariatul, rog să anunțați prezența. Stimate domnule președinte a Parlamentului, stimați deputați, bună dimineața, vă anunț că din 100 deputați la începutul ședinței și-au înregistrat prezența 87 de deputați. 87. Vă mulțumesc, constatăm caracterul deliberativ a ședinței. Rog să onorăm drapelul de stat. Vă mulțumesc. Stimați colegi, în mod tradițional, trebuie să începem cu un lucru plăcut. O fac cu plăcere de fiecare dată. În perioada premergătoare, ședinții de astăzi și-au sărbătorit ziua de naștere colegul nostru, Grigore Novac, doamna Zinaida Greceanăi, domnul Vyacheslav Nigai și doamna Iana Coxal. Multă sănătate, realizări frumoase și tot ce vă doriți. La mulți ani. În afară de guvernare, am înțeles, da? Am înțeles. Noi putem, colegilor din opoziție, să le mai dorim încă o dată la mulți ani și să-i aplaudăm chiar. Stimați colegi, în cadrul ședinței biroului permanent a fost propusă o ordine de zi pe care o aveți fiecare. Este o ordine de zi mai scurtă, ca să zic așa. Rugămintea noastră a fost ca să avem o ședință mai scurtă astăzi. Explicația este simplă. Avem în vizită o delegație de senatori și deputați din cadrul Parlamentul României, care astăzi vor avea mai multe întrevederi cu colegii din Parlament. Deci rugămintea este ca să ne mobilizăm, să muncim în prima jumătate a zilei, pentru ziua a doua parte a zilei, să dedicăm timp suficient pentru discuții și întrevederi. Acum vă rog, dacă sunt propuneri, sugestii la ordinea de zi. Vă rog. Tehnicienii, ceva se întâmplă aici, că nu văd cine și ce solicită vizual domnul Bătrâncea. Vă rog, microfonul domnul Bătrâncea. Da, mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, vreau să fac un anunț, o declarație a fracțiunii Blocului Comuniștilor și Socialiștilor referitor la punctul 2 din ordine de zi, și anume proiectul numărul 11, lectura a doua, ce ține de așa zisul privetinc. Noi am fost consecvenți atunci când am votat cu majoritatea parlamentară modificarea Constituției, în conformitate cu planul de reformă a justiției aprobat de comun acord cu Consiliul Europei. Nu putem înțelege lipsă de reacție și atitudine neclară față de recomandările Comisiei de la Veneția. În spirit constructiv am propus crearea unui grup de lucru în Parlamentul Republicii Moldova în scopul aducerii
legislației Republicii Moldova în conformitate cu aceste recomandări a Comisiei de la Veneția. Cu părere de rău, am fost refuzat și de către plen și de către biroul permanent. Până acum considerăm că trebuie să executăm recomandările, să îndeplinim recomandările partenerilor și să găsim consens larg în ceea ce ține de reforma justiției și în special de reforma procuraturii. Considerăm că proiectul conține mai multe formulări neclare, lipsite de mecanisme de reglementare și considerăm că acest proiect încă trebuie discutat. În această situație, când dumneavoastră insistați în ciuda avizului Comisiei de la Veneția, în ciuda la ceea ce spun majoritatea experților inclusiv și din țară, să promovați acest proiect în lectura a doua, fracțiunea blocului comuniștilor și socialiștilor presește sala de ședință a Parlamentului în semn de protest. Eu înțeleg că voi ați venit numai pentru aplauze azi. Asta, putem să vă mai aplaudăm o dată și cătați-vă de treabă, da. Doamna Stamati, vă rog. Stimați colegi, doar ca să vă informez, acum o săptămână, deși proiectul a fost elaborat de Ministerul Justiției, pe platformă parlamentară, din moment ce a ajuns proiectul în Parlament, noi am organizat o consultare cu toți cei interesați și o consultare specială cu fracțiunile parlamentare. La această consultare nu a venit niciun reprezentant al opoziției. Asta este interesul lor pentru acest proiect de lege. Bine că ați menționat lucrul ăsta, chiar nu l-am știut, așa de tare lor lei de pre-vetting. Bine, continuăm, vă rog, domnul Alaiba. Mulțumesc, domnule președinte. Vă rog să includem în ordine de zi proiectul numărul 35 de hotărâre a Parlamentului cu privire la demisia domnului Petru Oprea în funcția de consilier pentru soluționarea contestațiilor de la NSC. Încă o dată numărul, vă rog, 30. Numărul 35, deci am două, 35, 36. Le abordăm pe rând. Deci este vorba de primul proiect, 35. Mulțumesc. Stimați colegi, se propune includerea în ordinea de zi, completarea ordinii de zi cu proiectul 35 din 09.02.2022, proiect de hotărâre privind demisia din funcția de consilier pentru soluționarea contestațiilor al Agenției Naționale pentru soluționarea contestațiilor, cererea domnului Iacob Plămădeală. Cine este pentru includerea în ordinea de zi acestui proiect? Rog să votăm. Rog, inițiem procedura de vot. Eu doar pentru stenogramă, proiectul propus de domnul Alaiba, 35 din 09.02.2022, susținut de 63 de deputați. Vă mulțumesc. Următorul proiect propus pentru a fi completată ordinea de zi, proiectul 36 din 09.02.2022. Proiectul de hotărâre privind demisia din funcția de consilier pentru soluționarea contestațiilor al Agenției Naționale pentru soluționarea contestațiilor, cererea prezentată de domnul Petru Oprea. Rog, inițiem procedura de vot.
Vă mulțumesc, proiectul 36. 36 din 0902-2022 a fost inclus în ordine zi cu 61 de voturi. Vă mulțumesc. Alte propuneri la ordinea de zi nu sunt, de aceea supun votului ordinea de zi a ședinței de astăzi cu modificările operate. Rog, inițiem procedura de vot. Stimați colegi, ordinea de zi a fost susținută de 59 de deputați. Vă mulțumesc. Cu permisiunea dumneavoastră o să procedem la analiza și dezbaterea proiectelor. Primul proiect propus atenției dumneavoastră, proiectul 430. Din 30.12.2021, proiectul de lege pentru modificarea legii 69 din 2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative. Lectura a doua, domnul Perciun, vă rog. Stimați colegi, spun atenție dumneavoastră. Raportul asupra proiectului de lege pentru modificarea legii numărul 69 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică. Comisia Protecției Sociale, Sănătate și Familie, potrivit atribuțiilor sale funcționale, în conformitate cu prevederile articolului 27 din Regulamentul Parlamentului, a examinat în fond inițiativa legislativă a deputatului Dan Perciun și comunic următoarele. Prezent proiect a fost elaborat în context epidemiologic și importanța lor unor măsuri în timp util și celeritatea care se impune privind asigurarea vaccinării populației, ținând cont de faptul că interesul public reclamă adoptarea unor măsuri care să permită intervenție eficientă și cu mijloacele adecvate gestionării crizei, luând în considerare necesitatea asigurării în continuare a unei protecții corespunzătoare împotriva îmbolnăvirii cu nou tip de coronavirus. Guvernul a vizat pozitiv proiectul de lege cu mențiunea de a completa la finalul articolului 23 prim cu sintagma, dar nu mai mic de 50% din termenul restant față de cel declarat. Alte propuneri asupra proiectului de lege nu au parvenit. Proiectul de lege a fost redactat și este anexa prezentului raport. Votul majorității membrilor săi, comisia propune aprobarea în lectura a doua, fiind ca finala proiectului de lege menționat. Și țin să vă aduc aminte că este proiectul de lege prin care permitem să simplificăm procedura de devamare, de import a vaccinurilor recepționate din donații. Mersi. Vă mulțumesc. Raportul comisiei, vă rog. Asta și-a fost, domnul președinte, raport. Lectura a doua, mă iertați. Bine. Întrebări la raport? Întrebări nu sunt, vă rog să luați loc. Stimați colegi, în condițiile raportului comisiei, supun votului. Proiectul 430 din 30.12.2021, proiect de lege pentru modificarea legii 69 din 2020, cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative. Lectura a doua. Rog, inițiem procedura de vot. Stimați colegi, proiectul 430 din 30.12.2021, proiect de lege pentru modificarea legii 69 din 2020,
cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative, susținut în lectura a doua de 63 de deputați. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Următorul proiect, mult așteptat, numai nu de opoziție, de culiocari și de tot felul de șpăgari, mult așteptat de oamenii de treabă din această țară, proiectul numărul 11 din 19.01.2022, proiectul de lege privind unele măsuri aferente selectării candidaților la funcțiile de membri în organele de autoadministrare, ale judecătorilor și procurorilor și modificarea unor acte normative. Lectura a doua. Doamna președinte, vă rog. Mulțumesc, stimați domnule președinte, stimați colegi. Acest proiect de lege a fost susținut de către dumneavoastră în lectura întâi. Vreau să menționez faptul că între lectura întâi și lectura a doua, împreună cu Ministerul Justiției, am lucrat la modificarea acestui proiect de lege, astfel încât acesta să corespundă întru totul cu recomandările Comisiei de la Veneția. Respectiv, avem un proiect de lege bine lucrat, cu toate obiecțiile sau recomandările Comisiei de la Veneția luate în considerare și suntem ferm convinși că procesul de evaluare a candidaților la funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii și al Consiliului Superior al Procurorilor, precum și a organelor specializate ale acestor consilii, se va desfășura cu brio și vom avea către luna mai a acestui an, deci componența acestor consilii formată din oameni integri și profesioniști. Dau citire raportul Comisiei Juridice, Numiri și Imunități la proiectul de lege numărul 11. Comisia Juridică, Numiri și Imunități a examinat proiectul de lege privind unele măsuri aferente selectării candidaților la funcțiile de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor și modificarea unor acte normative prezentat cu titlul de inițiativă legislativă de către Guvernul Republicii Moldova și vă comunică următoarele. Prezentul proiect de lege, conform notei informative, are drept scop crearea unei comisii specializate de evaluare a integrității candidaților la funcții administrative din cadrul CSM și CSP. Reieșind din specificul activității Comisiei de Evaluare, precum și din necesitatea de a exclude orice formă de control sau imixtiune în activitatea acesteia, se propune Comisia de Evaluare să dispună de independență funcțională și autonomie administrativă. Astfel, se vor evita oricare imixtiuni din partea conducerii Ministerului în activitatea acesteia, precum și din partea persoanelor fizice sau juridice, indiferent de forma de organizare a acestora, inclusiv față de fracțiunile politice și partenerii de dezvoltare care participă la desemnarea membrilor acestei comisii. Proiectul de lege a fost aprobat în prima lectură în ședința plenară din 21 ianuarie 2022. La pregătirea proiectului de lege pentru lectura a doua, Comisia a examinat amendamentele deputaților, avizul Direcției Generale Juridice și raportul de expertiză anticorupție. Sinteza amendamentelor deputaților este parte integrantă la prezentul raport. De asemenea, în cadrul examinării amendamentului subsemnatei, au parvenit modificări din partea membrilor Comisiei la ședința de astăzi, care au fost acceptate și se conțin în sinteză. În rezultatul dezbaterilor, Comisia Juridică, Numiri și Imunități, cu votul majorității membrilor săi, propune proiectul de lege numărul 11 din 19 ianuarie 2022 spre examinare și adoptare în lectura a doua în cadrul ședinței plenare a Parlamentului. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi. Întrebări la raport? Întrebări nu sunt, vă rog să luați loc. Stimați colegi, supun votului proiectul numărul 11 din 19.01.2022, proiect de lege pentru unele măsuri aferente selectării candidaților la funcțiile de membri în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor și modificarea unor acte normative. Lectura a doua. Rog, inițiem procedura de vot.
Stimați colegi, proiectul numărul 11 din 19.01.2022, proiectul de lege privind unele măsuri aferente selectării candidaților la funcțiile de membri în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor și modificarea unor acte normative, susținut în lectura a doua de 63 de deputați. Vă mulțumesc! Eu felicit toată lumea bună din țara asta, din procuratură, din sistemul judecătoresc, cetățenii, că am votat această lege și vom porni acest pre-vetting foarte mult necesar și așteptat. Iar cei care astăzi au avut ocazia să pună umărul, să intre, să-și mai șteargă din imaginea șfonată de-a lungul timpului, au ratat și această ocazie. Decizia lor, noi mergem înainte pentru că avem nevoie să facem ordine în această țară. Deci vor ei, nu vor, pre-vetting o să fie, reforma justiției o să fie. Spre bucuria oamenilor buni și spre năcazul altora. Vă mulțumesc! Continuăm agenda noastră, un proiect nu mai puțin important, proiectul 420 din 23.12.2021, proiectul de lege pentru proiectul de lege privind Fondul Național pentru Dezvoltarea Regională și Locală. Lectura a doua, raportul comisiei, doamna Voloh, vă rog. Stimate domnule președinte, stimați deputați, prezint atenției noastre raport asupra proiectului de lege privind Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, numărul 420 din 23.12.2021, lectura a doua. Comisia Administrației Publice a examinat în ședința din 3 februarie 2022 proiectul de lege privind Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală și comunică următoarele. Proiectul de lege este inițiativă legislativă a Guvernului, elaborată în scopul instituirii cadrului juridic necesar pentru crearea Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, care va deveni sursa de finanțare a proiectelor investiționale din domeniul energetic, dezvoltării rurale, în special proiecte de alimentare cu apă și canalizare și infrastructură locală. Noua entitate va activa în baza Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și va prelua proiecte respective, care la moment sunt implementate prin intermediul celor 5 fonduri naționale existente. În consecință, urmând a fi exclusă suprapunerea finanțării acestora din mai multe surse pe același proiect. Prezentul proiect a fost aprobat în prima lectură în cadrul ședinței plenare din 21 ianuarie 2022. În procesul de pregătire pentru lectura a doua, Comisia sesizată în fond a examinat amendamentele, propunerile și obiecțiile parvenite la proiectul de lege, majoritatea din ele fiind susținute. Iar opinia Comisiei aferentă acestora se conține în sinteza care este parte componentă a prezentului raport. Varianta redactată a proiectului de lege este distribuită deputaților. În temeii celor relatate, cu votul unanim al membrilor săi, Comisia propune aprobarea proiectului de lege în lectura a doua, luând în considerare modificările acceptate și expuse în sinteză. Vă mulțumesc, stimați colegi. Întrebări la raport? Întrebări nu sunt. Vă rog să luați loc. Rog să ne pregătim pentru procedura de vot. Stimați colegi, supun votului proiectul 420 din 23.12.2021, proiectul de lege privind Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, lectura a doua. Rog, inițiem procedura de vot.
Stimați deputați, proiectul 420 din 23-12-2021, proiect de lege privind Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, susținut în lectura a doua de 63 de deputați. Eu doar vreau un lucru să menționez. La fel, este un proiect foarte mult așteptat, în special de comunitățile noastre. Astăzi am votat legea în lectura a doua și finală. În timpul cel mai apropiat, înțeleg că va fi definitivat și regulamentul. Deci, doamnă Voloc, colegi, vă rog să fim cât mai bine conectați la acest proces. Comunitățile așteaptă, primăriile așteaptă, consilierii, localitățile noastre așteaptă. De aceea, cât mai repede să demarăm, să aprobăm acest regulament, să demarăm procesul de depunere a proiectelor, astfel ca condițiile în localitățile noastre să devină mai bune. Vă doresc succes tuturor și îndemn primăriile să fie conectate cât mai bine la acest instrument de finanțare a proiectelor în comunitățile noastre. Următorul proiect propus atenției dumneavoastră este un proiect mult chinuit. Sper că această unitate de transport va ajunge să servească interesele și serviciile comunităților. Proiectul 384 din 08-12-2021, proiect de lege pentru importul unui autovehicul. Lectura 1. Domnul Groza, vă rog. Stimate domnule președinte, onorat prin, stimați colegi, propuneți dumneavoastră proiectul de lege numărul 384 din 08-12-2021 privind importul unui autovehicul. La baza acestui proiect este acordul dintre Primăria Slobozia Mare, care a primit cu titlu gratuit din partea comunităților comunelor Teres de Saure din Franța, un minibus marca Ford Transit. Acest mijloc de transport este oferit în cadrul acordului de cooperare intercomunală dintre Primăria Slobozia Mare și Comunitatea Comunilor Teres de Saone din Franța, pe de altă parte. Beneficiarii acestui microbus sunt locuitorii Primăriei Slobozia Mare, care număr de 6.000 de locuitori, în special persoane cu dizabilități, pensionari și copii. Rog susținerea acestui proiect în prima și a doua lectură. Mulțumesc. Vă mulțumesc, stimați colegi, întrebări? Întrebări nu sunt, vă rog să luați loc. Mulțumesc. Raportul comisiei, vă rog. Microfonul domnului Alaiba, vă rog. Stimați colegi, Comisia Economie, Buget și Finanțe a examinat proiectul de lege privind importul unui autovehicul înaintat cu titlul de inițiativă legislativă de către domnul Ion Groza, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, și comunică următoarele. Proiectul de lege prevede permiterea primăriei Slomozie Mare din Cahul, raionul Cahul, introducerea în țară și plasarea sub regim vamal de import a unui autovehicul clasificat la poziția tarifară 8702, model Ford Transit, anul fabricării 2003, cu scutire de plată a drepturilor de import, fără drept de înstrăinare. Avizul Guvernului este pozitiv, pornind de la cele menționate și ținând cont de avizele Comisiilor Permanente și a Direcției Generale Juridice, a Secretariatului Parlamentului, Comisia propune Parlamentului proiectul de lege spre examinare și adoptare în prima și a doua lectură. Raportul este pentru două lecturi, dar cum decide plenul? Vă mulțumesc. Întrebări la raport, vă rog. Întrebări nu sunt. În condițiile raportului, stimați colegi, propun votului proiectul 384 din 08-12-2021, proiect de lege privind importul unui autovehicul. Lectura 1. Rog, inițiem procedura de vot.
Stimați colegi, proiectul 384 din 08-12-2021, proiect de lege privind importul unui autovehicul, susținut de 62 de deputați în lectura a întâie. A fost propunerea să votăm și în lectura a doua. Se susține această inițiativă, da? Se susține, vă mulțumesc. În condițiile raportului, supun votului în lectura a doua proiectul 384 din 08-12-2021, proiect de lege privind importul unui autovehicul. Rog, inițiem procedura de vot. Stimați colegi, proiectul 384 din 08-12-2021, proiect de lege privind importul unui autovehicul, votat în lectura a doua de 62 de deputați. Vă mulțumesc și cu scuzile de rigoare către cetățenii noștri din Slobozia Mare, uneori birocrația atât de mare că un lucru banal și simplu, o donație făcută de cineva dezinteresat, ca să folosească cetățenii noștri de aceste unități de transport, iată, ajunge să dureze câte 2-3 luni, chiar și mai mult. Mulțumim celor care au donat și mulțumim celor care au votat. Stimați colegi, următorul proiect propus atenției dumneavoastră, proiectul numărul 2 din 14.01.2022, proiect de lege pentru modificarea unor acte normative, legea 1515 din 1993 privind protecția mediului înconjurător. Rog, lectura întâi, o invit la tribună pe doamna Coșeru. Vă mulțumesc, stimate domnule președinte, stimați colegi. Spre atenția dumneavoastră se propune proiectul cu numărul 2 din 14 ianuarie 2022, privind modificarea unor acte normative. Acest proiect este la fel foarte important pentru că va pune bazele unei funcționări mai eficiente a Fondului Ecologic Național, care la fel este așteptat de cetățenii Republicii Moldova, pentru că cunoaștem cu toții cât de precară este starea mediului în țara noastră. Și mijloacele Fondului Ecologic Național, într-adevăr, trebuie să fie puse la dispoziția primăriilor noastre și altor persoane sau părți interesate, pentru a putea finanța proiecte în domeniul mediului foarte mult așteptate de cetățenii noștri. Deci, respectiv, acest proiect de lege vine să îmbunătățească un șir de acte normative, în special legea protecției mediului înconjurător 1515 din 1993, și în special capitolul 8, care reglementează organizarea și funcționarea Fondului Ecologic Național. Organizarea Fondului Ecologic Național este reglementată prin această lege, prin hotărârea Guvernului 988 din 1998 despre aprobarea regulamentului privind fondurile ecologice și Ordinul Ministrului Mediului din 2013. Prin modificările operate la legea 1515, prin legea 281 din 2016, capitolul 8 a fost revizuit și îmbunătățit și au fost lichidate fondurile ecologice locale, iar FEN-ul, dintr-un fond cu venituri dedicate, a fost transformat într-un fond al cărui volum se aprobă prin legea anuală a bugetului de stat. Totodată, deși această revizuire a clarificat unele aspecte privind scopul, destinația și sursele FEN-ului,
Totuși, la capitolul prerogativelor de administrare nu a soluționat problematica competenției improprii aparatului central al unei autorități administrației publice centrale de specialitate de a exercita atribuții de implementare a politicii statului în domeniul mediului. În speță se are în vedere competența de administrare a Fondului Ecologic Național și implicit de identificare, selectare, evaluare și monitorizare a proiectelor de mediu finanțate din mijloacele financiare ale FEN-ului. Deși prevederile actuale ale legii 1515 nu ridică probleme privind corectitudinea atribuirii acestei competențe generale Autorității Centrale pentru Resurse Naturale și Mediu, totuși legea nu este explicită în reglementarea din punct de vedere instituțional. Deci astfel, prin acest proiect de lege se propune revizuirea capitolului 8 din legea 1515 și capitolul respectiv va fi constituit din 8 articole care vor reglementa aspecte privind constituirea și sursele de formare ale Fondului Ecologic Național, aspecte generale privind finanțarea programelor și proiectelor în domeniul mediului, în principal domeniile și principiile generale aplicabile acestei activități, delimitarea competenției dintre guvern, Autoritatea Centrală pentru Mediu și structura organizațională responsabilă de implementarea nemijlocită a mecanismelor de administrare ale FEN-ului, precum și aspectele privind implementarea tehnologiilor informației în activitatea de administrare ale Fondului Ecologic Național. De asemenea, se prevede redenumirea Fondului Ecologic Național în Fondul Național de Mediu, FNM, și, respectiv, ceea ce este important de menționat, că finanțarea instituției care va administra Fondul Național de Mediu se va efectua în limitele mijloacelor financiare aprobate anual prin legea bugetului de stat pentru Fondul Național de Mediu. Tot aici este de menționat că luarea deciziei în cazul existenței impactului financiar a prevederilor acestui proiect urmează să fie bazată pe conținutul articolului 17 din Legea Finanțelor Publice și responsabilității bugetar-fiscale, potrivit căruia pe parcursul anului bugetar în curs nu pot fi puse în aplicare decizii care conduc la reducerea veniturilor și majorarea cheltuielilor bugetare, dacă impactul financiar al acestora nu este prevăzut în buget. Deci, respectiv, persoanele care la moment sunt încadrate în Ministerul Mediului și care administrează sau sunt responsabile de administrarea Fondului Ecologic Național vor fi transferate la Unitatea de Implementare a Proiectelor de Mediu, care este o subdiviziune a Ministerului Mediului creată prin hotărârea Guvernului și este cu același statut ca și alte subdiviziuni ale Ministerului Mediului, precum Inspectoratul pentru Protecția Mediului, Moldsilva și alte subdiviziuni. Și, respectiv, personalul care va gestiona Fondul Național de Mediu va fi finanțat din bugetul de stat. Oricelelalte proiecte care se desfășoară în baza contractelor semnate dintre Ministerul Mediului și partenerii de dezvoltare vor fi salarizați, deci experții care implementează aceste proiecte vor fi salarizați din contractele semnate dintre minister și partenerii de dezvoltare. Deci la moment sunt 5 persoane, ele vor fi transferate în Unitatea de Implementare a Proiectelor de Mediu și ultimul lucru pe care vreau să-l spun este că toate proiectele care vor fi depuse la Fondul Național de Mediu vor trece și o expertiză independentă, ceea ce nu s-a întâmplat în trecut, atunci când proiectele ajungeau imediat pe masa Consiliului de Administrare format din câțiva miniștri. Și, respectiv, nu toate proiectele puteau să ajungă pe masa de selectare a Consiliului de Administrare. Deci această practică defectuoasă va fi schimbată și, respectiv, toate proiectele care vor fi transmise la Fondul Național de Mediu vor trece expertiza independentă și vor fi preselectate până a ajunge la Consiliul de Administrare. Deci pentru asta vor fi angajați experți independenți care vor evalua proiectele și cele mai bune proiecte vor fi supuse aprobării de către Consiliul de Administrare. Prin această practică nouă vrem să îmbunătățim activitatea Fondului
Național de Mediu și să ne asigurăm că doar cele mai bune proiecte vor fi finanțate din mijloacele de stat. Eu vă mulțumesc și dacă sunt întrebări, am să răspund cu drag la ele. Vă mulțumesc. Prima întrebare, doamna Racu, vă rog. Mulțumesc, domnul președinte. Ana Racu, fracțiunea PAS. Doamna Coșeru, anterior, din cadrul fondului ăsta au fost implementate proiecte care nu neapărat au avut o legătură directă sau un impact direct asupra mediului, au fost anumite greșeli. Eu sper că în lumina propunerilor pe care le-ați vociferat mai devreme, eu sper că aceste lucruri o să fie evitate. Dar ca să, pentru că ne ascultă mai multă lume, inclusiv autorități locale, ONG-uri de mediu, activiști din domeniul ecologic, există careva priorități pentru perioada asta, pentru proiectele de mediu? S-a făcut o prioritizare a necesităților pe anumite domenii? Dacă ați putea să ne deschideți un pic paranteza, inclusiv pentru public, în mod special. Da, vă mulțumesc pentru întrebare. Într-adevăr, anterior, Fondul Ecologic Național finanța în mare parte proiecte de aprovizionare cu apă și canalizare. Și cele mai multe proiecte care au fost finanțate au ținut doar de construcția apeductelor fără sisteme de canalizare și stații de epurare ale apelor uzate. Deci noi am creat foarte multe surse de poluare ale apelor de suprafață în Republica Moldova și apa de suprafață este sursa numărul 1 de aprovizionare cu apă potabilă ale localităților din Republica Moldova. Să ne dăm seama ce am făcut în anii precedenți. Doar că această componentă noi am transferat-o la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și urmează ca proiectele care țin de aprovizionare cu apă și canalizare să fie finanțate din FNDRL, Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală. Celelalte proiecte care deja sunt în curs de implementare și cu care Ministerul Mediului a semnat contracte cu localitățile care au înaintat astfel de proiecte de aprovizionare cu apă și canalizare, urmează să fie finalizate. Deci un buget de 600 de milioane de lei care este pus la dispoziție pentru finalizarea acelor proiecte va fi repartizat în anii viitori pentru a finaliza proiectele care acum se implementează. Pentru anul 2022 au fost aprobate surse în valoare de 250 de milioane de lei, dintre care 150 de milioane de lei vor fi prevăzuți pentru finalizarea proiectelor în domeniul aprovizionării cu apă și canalizării și 100 de milioane de lei vor fi puse la dispoziția proiectelor în domeniul mediului. Cele mai importante priorități pentru anul 2022 și pentru următorii ani sunt domeniile legate de gestionarea deșeurilor și astea sunt direcțiile de activitate sau domeniile prioritare care sunt stipulate de Ministerul Mediului, gestionarea deșeurilor, reîmpădurirea Republicii Moldova și proiecte de protecție a mediului care pot fi implementate fie de primării, fie de organizații neguvernamentale sau agenții economici. Și urmează Ministerul Mediului să vină cu acel program pentru anul 2022, după ce va fi votat regulamentul prin hotărârea Guvernului de funcționare a Fondului Ecologic Național și va anunța aceste domenii. Dar în mare parte ele vor ține de gestionarea deșeurilor și reîmpădurirea Republicii Moldova. Celelalte idei care la fel vor putea să contribuie la îmbunătățirea protecției mediului vor fi binevenite în cadrul programului de finanțare a Fondului Național de Mediu. Mulțumesc, doamna Racu. Doamna întrebare? Următoarea întrebare, domnul Băluțel. Mulțumesc, domnul președinte. Doamna Coșeru, pentru că ne privesc primari și lideri de organizații de mediu, puteți să ne spuneți, vă rog frumos, când ei ar putea să aștepte anunțarea concursurilor în cadrul Fondului Național de Mediu, cam care este linia de timp unde, pentru care ei să înceapă să pregătească proiectele. Mersi. Da, vă mulțumesc pentru întrebare. Deci, așa cum am spus, la Ministerul Mediului deja se află în curs de elaborare regulamentul privind funcționarea Fondului Național de Mediu.
Respectiv se așteaptă această lege și odată cu votarea legii în a doua lectură va fi finalizat regulamentul în luna februarie și în luna martie vom fi gata să anunțăm programul de granturi pentru toate părțile interesate. Domnul Băluții, la două întrebare. Deci doar ca remarcă, pentru luna martie, primarii, organizațiile non-guvernamentale care își doresc sau au în scop activități ce țin de protecția mediului, în special pe protecția pe managementul deșeurilor, împădurire, pot să pregătească proiectele, să fie pe fază, da? Da, exact. Deja pot să înceapă să le pregătească, pentru că, așa cum am spus, va fi și o expertiză independentă și calitatea proiectelor trebuie să crească. Pentru a elabora un proiect e nevoie de timp. Un proiect bun. Vă mulțumesc, domnul Gheorghiesi, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. O întrebare, doamna Coșeru, dacă proiectele de construcție sau curățare a lacurilor vor putea fi finanțate din acest fond? Da, vă mulțumesc pentru întrebare. Toate activitățile de mediu, inclusiv de protecție a bazinelor acvatice, de protecție a râurilor, de protecție a lacurilor, toate vor fi eligibile în acest program de granturi care va fi lansat anul acesta. Pentru că asta este o altă direcție foarte importantă de protecția resurselor de apă în Republica Moldova. Și ea se va regăsi în acest program de granturi. Vă mulțumesc, stimați colegi, alte întrebări? Alte întrebări nu sunt. Doamna deputat, vă rog să luați loc. Raportul comisiei, cine îl prezintă? Tot din asta? Vă rog. Stimați colegi, Comisia Mediu și Dezvoltare Regională a examinat proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative înaintat cu titlul de inițiativă legislativă de către doamna Ina Coșeru, deputat în Parlament. Prezentul proiect de lege vine să restructureze sistemul instituțional de protecție a mediului și să creeze un mecanism eficient pentru finanțarea proiectelor și programelor în domeniul mediului. Astfel, se propun modificări în acte normative cum sunt legea 1515 privind protecția mediului înconjurător, legea regnului animal 439, legea 1422 privind protecția aerului atmosferic, legea 1449 privind fondul piscicol, piscuitul și piscicultura, legea regnului animal 239, legea 209 privind deșeurile, conform cărora Fondul Ecologic Național se redenumește în Fondul Național de Mediu. Deci, această sintagmă se regăsește în aceste legi, ce reprezintă totalitatea mijloacelor bugetare și celor provenite din partea partenerilor de dezvoltare destinate finanțării programelor și proiectelor din domeniul protecției mediului, schimbărilor climatice și gestionării durabile a resurselor naturale. Prin proiect sunt concretizate competențele Guvernului, Ministerului Mediului în ceea ce privește implementarea politicii de mediu pe dimensiunea administrării Fondului Național de Mediu. Pentru a asigura trasabilitatea investițiilor efectuate din fond, sunt introduse prevederi care stipulează că proiectele în derulare finanțate până în prezent din Fondul Ecologic Național, inclusiv cele din domeniul asigurării accesului populației la apă potabilă, calitativă și sanitație, vor fi continuate și finalizate. La fel, este de precizat că competența de administrare nemijlocită a fondului va fi transmisă structurii organizaționale din sistemul administrativ al Ministerului Mediului, care se va finanța din contul alocațiilor anuale de la bugetul de stat, iar resursele parvenite de la partenerii de dezvoltare pentru implementarea proiectelor se vor administra în conformitate cu prevederile acordurilor stabilite între părți conform legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale numărul 181 din 2014. Proiectul de lege a fost supus avizării de către Comisiile Permanente, Guvernul Republicii Moldova și Direcția Generală Juridică a Secretariatului Parlamentului. În urma dezbaterii, Comisia Mediu și Dezvoltare Regională, cu votul majorității membrilor săi, 5 voturi pentru, un vot abținere, propune proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative numărul 2 din 14 ianuarie 2022 pentru examinare și aprobare în prima lectură. Vă mulțumesc, stimați colegi, întrebări la raport? Întrebări nu sunt. Vă mulțumesc, doamna deputat. Rog să luați loc. Rog să ne pregătim pentru procedura de vot.
Stimați deputați, supun votului în prima lectură proiectul numărul 2 din 14.01.2022, proiect de lege pentru modificarea unor acte normative. Legea 1515 din 1993 privind protecția mediului înconjurător. Rog, inițiem procedura de vot. Stimați colegi, proiectul numărul 2 din 14.01.2022, proiect de lege pentru modificarea unor acte normative, legea 1515 din 1993, legea ținutului animal, legea privind protecția aerului atmosferic, votată în prima lectură de 62 de deputați. Vă mulțumesc! Următorul proiect propus atenției dumneavoastră, proiectul sub numărul 421 din 23.12.2021, proiectul de lege privind modificarea unor acte normative. Lectura a doua, raportul comisiei, doamna Voloh. Stimați domnilor deputați, propun atenției dumneavoastră raport la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, numărul 421 din 23.12.2021, lectura a doua. Comisia Administrației Publice a examinat în ședința sa din 03 februarie 2022 prezent proiect de lege și comunică următoarele. Proiectul de lege a fost aprobat de către plenul Parlamentului în primă lectură la data de 21 ianuarie 2022. Comisia sesizată în fond menționează că pentru respectarea prevederilor legislative cu privire la transparența în procesul decizional, la data de 28 ianuarie, în comun cu Congresul Autorităților Locale din Moldova, au fost organizate consultări publice la care au participat autorii proiectului de lege și reprezentanții autorităților publice locale. Astfel, în rezultatul consultărilor publice, de către deputatul în Parlament subsemnată, a fost întocmit un amendament care prevede includerea în componența Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale a unui reprezentant al societăților reprezentative ale autorităților administrației publice locale. De asemenea, pe marginea proiectului de lege, au parvenit amendamentul deputatului în Parlament, doamnei Mariana Cușnir. Avizele comisiilor permanente și avizul Direcției Generale Juridice a Secretariatului Parlamentului. Comisia Administrației Publice a examinat suplimentar proiectul de lege, urmarea amendamentului înregistrat de către deputatul în Parlament subsemnata. Comisia s-a întrunit în ședință la 10 februarie 2022 pentru dezbaterea acestuia cu prezența reprezentantului Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, autora proiectului de lege. Amendamentele prezentate prevăd păstrarea prevederilor aliniatelor 12 și 13 ale articolului 8, care permit dreptul de organizare a procedurilor de achiziții publice pentru selectarea părților terțe care să implementeze măsuri de eficiență energetică în cadrul schemei de obligații și să permită aplicarea contractelor de performanță energetică pentru realizarea măsurilor de eficiență energetică și de valorificarea surselor regenerabile de energie la beneficiarii programului privind implementarea schemei de obligații în domeniul eficienței energetice. Totodată, se propune păstrarea posibilității Agenției pentru Eficiență Energetică, în calitate de autoritate responsabilă, de implementarea politicilor în domeniul eficienței energetice, să atragă surse externe necesare pentru implementarea măsurilor de promovare a eficienței energetice, fie sub formă de asistență tehnică, instruiri, schimb de experiență, achiziționarea și implementarea programelor softare, organizarea campaniilor de comunicare, elaborarea materialelor informative și evenimentelor publice.
Urmare aprobării de către membrii Comisiei amendamentelor prezentate și acceptate de autor, a fost elaborat proiectul de lege redactat în conformitate cu normele de tehnică legislativă. Reieșând din cele expuse, cu votul unanim a membrilor prezenți, Comisia propune spre aprobare în lectura a doua raportul și proiectul de lege redactat, fiind parte componentă a prezentului raport. Vă mulțumesc, stimați colegi. Întrebări la raport? Întrebări nu sunt. Vă rog să luați loc, doamna deputată. Rog să ne pregătim pentru procedura de vot. Stimați colegi, supun votului proiectul 421 din 23.12.2021, lectura a doua, proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative. Legea 1515 din 1993 privind protecția mediului înconjurător, articolul 84, legea 438 din 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova. Rog, inițiem procedura de vot. Stimați colegi, proiectul numărul 421 din 23.12.2021, votat în lectura a doua de 62 de deputați. Vă mulțumesc. Următorul proiect propus atenției dumneavoastră, proiectul numărul 6 din 17.01.2022, proiectul de lege privind pentru modificarea articolului 6 prim, din legea 69 din 2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative. Domnul Perciun, vă rog. Da, stimați colegi, esența acestui proiect este să continuăm acordarea indemnizației de 16.000 de lei pentru personalul medical care se îmbolnăvește de coronavirus. Raportul Comisiei pentru lectura a doua a fost aprobat cu voturile la 7 membri pro și o abținere. Comisia Protecție Socială, Sănătate și Familie propune plenului Parlamentului spre adoptare în lectura a doua acest proiect de lege. Mulțumesc. Vă mulțumesc, stimați colegi, întrebări la raport? Întrebări nu sunt. Vă rog să luați loc, domn deputat. Stimați colegi, supun votului proiectul numărul 6 din 17.01.2022, proiectul de lege pentru modificarea articolului 6 prim din legea numărul 69 din 2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative. Lectura a doua. Rog, inițiem procedura de vot. Stimați colegi, proiectul numărul 6 din 17.01.2022, proiect de lege pentru modificarea articolului 6 din legea 69 din 2020 cu privire la instituirea unor măsuri
pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative, susținut de 61 de deputați. Vă mulțumesc! În continuare, propun atenției dumneavoastră proiectul sub numărul 35 din 09.02.2022, proiect de hotărâre privind demisia din funcția de consilier pentru soluționarea contestațiilor a Agenției Naționale pentru soluționarea contestațiilor. Prezintă domnul Alaiba. Microfonul domnului Alaiba, vă rog. Stimați colegi, după cum am menționat, avem de luat act de două demisii de la ANSC și o să prezint raportul. Comisia Economie, Buget și Finanțe pentru 35, numărul 35 întâi. Comisia Economie, Buget și Finanțe a examinat proiectul de hotărâre a Parlamentului privind demisia din funcție de consilier pentru soluționarea contestațiilor al Agenției Naționale pentru soluționarea contestațiilor și comunică următoarele. Prin proiectul de hotărâre se propune Parlamentului să aprobe demisia domnului Iacob Plămădeală din funcția de consilier pentru soluționarea contestațiilor al ANSC în corespundere cu prevederile alineatului 14 din articolului 81 din legea privind achizițiile publice. În acest sens, Comisia Economie, Buget și Finanțe a luat act de solicitare de încetare a mandatului prin demisia consilierului pentru soluționarea contestațiilor, domnul Iacob Plămădeală, numărul 1-225-22 din 7 februarie 2022, transmisă de către ANSC pentru și constată că cererea de demisie a fost depusă la data de 7 februarie cu solicitarea încetării mandatului din data de 22 februarie. În rezultatul examinării, Comisia Economie, Buget și Finanțe, cu votul majorității membrilor prezenți, a decis să propună Parlamentului spre examinare și adoptare proiectul de hotărâre numărul 35, care se anexează. Vă mulțumesc. Întrebări la raport? La autor, vă rog. Întrebări nu sunt. Raportul comisiei, vă rog. Domnul Alaiba. Da, asta a fost raportul, îmi cer scuze. Eu am prezentat pe scurt esența și asta, am dat citire raportului. La pachet a fost, am înțeles. Stimați colegi, întrebări la raport? Nu sunt întrebări. Rog să ne pregătim pentru procedura de vot. Stimați deputați, supun votului proiectul 35 din 09.02.2022, proiect de hotărâre privind demisia din funcția de consilier pentru soluționarea contestațiilor al Agenției Naționale pentru soluționarea contestațiilor. Rog, inițiem procedura de vot. Stimați colegi, proiectul 35 din 09.02.2022, proiect de hotărâre privind demisia din funcția de consilier pentru soluționarea contestațiilor a Agenției Naționale pentru soluționarea contestațiilor, susținut de 61 de deputați. Vă mulțumesc. În continuare, proiectul 36 din 09.02.2022, proiect de hotărâre privind demisia din funcția de consilier pentru soluționarea contestațiilor a Agenției Naționale pentru soluționarea contestațiilor. Domnul Alaiba, vă rog. Da, stimați colegi, în mod analogic este proiectul de hotărâre privind demisia încă a unui consilier. Eu o să dau citire deodată raportului și după asta, dacă o să fie întrebări. Deci, Comisia Economiei, Buget și Finanțe a examinat proiectul de hotărâre a Parlamentului privind demisia din funcție de consilier pentru soluționarea contestațiilor al ANSC și comunică următoarele. Prin proiectul de hotărâre se propune Parlamentului să aprobe demisia domnului
Petru Oprea din funcția de consilier pentru soluționarea contestațiilor al ANSC în corespundere cu prevederile alineatului 14, articolul 81 din legea privind achizițiile publice. Comisia Economie, Buget și Finanțe a luat act de solicitare de încetare a mandatului prin demisia consilierului pentru soluționarea contestațiilor Petru Oprea, transmisă de către ANSC și constată că cererea de demisie a fost depusă la data de 8 februarie 2022 cu solicitarea încetării mandatului din data de 23 februarie 2022. În rezultatul examinării, Comisia Economie, Buget și Finanțe, cu votul majorității membrilor prezenți, au decis să propună Parlamentului spre examinare și adoptare proiectul de hotărâre numărul 36 din 9 februarie 2022. Vă mulțumesc, stimați colegi, întrebări la raport, la autor. Întrebări nu sunt. Vă rog să ne pregătim pentru procedura de vot. Stimați deputați, supun votului proiectul 36 din 09.02.2022, proiect de hotărâre privind demisia din funcția de consilier pentru soluționarea contestațiilor al Agenției Naționale pentru soluționarea contestațiilor. Rog, inițiem procedura de vot. Stimați deputați, proiectul 36 din 09.02.2022, proiectul de hotărâre privind demisia din funcția de consilier pentru soluționarea contestațiilor al Agenției Naționale pentru soluționarea contestațiilor, susținut de 60 de deputați. Vă mulțumesc. Stimați colegi, aici am epuizat agenda, proiectele incluse în ordinea de zi. Avem declarații la final de ședință. Invit la tribuna centrală pe doamna Victoria Cazacu. Doamna deputat, vă rog. Vă mulțumesc. Stimate domnule președinte, stimați colegi, în contextul evenimentelor din această săptămână și anume vizita unui grup de senatori și deputați din România, vin cu un mesaj de gratitudine guvernului din România. Personal vin din nordul Republicii, cu cel mai de nord punct Naslavcea și unde avem cei mai apropiați vecini, Ucraina. Dar mai aproape aspirațiilor noastre, desigur, ne este neamul românesc. România a fost permanent alături de Republica Moldova, sufletește, geografic, din punct de vedere al culturii, limbii și tradiției, oferind sprijin pe diferite dimensiuni, în special în domeniul educației. Suntem recunoscători pentru aportul statului român în vederea consolidării relațiilor bilaterale, în promovarea idealurilor comune. România a susținut numeroase programe de asistență, acordând granturi nerambursabile, fiind cel mai apropiat prieten al țării noastre. Este important să menționăm programul de asistență tehnică și financiară pentru construcția și renovarea instituțiilor preșcolare care a fost lansat în anul 2014. Grădinița este tărâmul de bază în care copiii sunt încurajați să viseze, să aibă încredere în ceea ce simt și să-și transforme visele în povestea lor de viață. Credem în excelență, inovație, responsabilitate și respect în actul
educațional. Însă pentru a atinge adevăratele performanțe și pentru a crește o generație de copii care să ne asigure un viitor frumos, e nevoie de acordarea celor mai bune condiții de dezvoltare. Până în prezent, peste 1100 de grădinițe din Republica Moldova au fost renovate cu suportul statului român, fiind alocați peste 29 milioane de euro în acest sens. Realizarea acestui proiect a contribuit la crearea condițiilor mai bune de educație timpurie a copiilor, precum și pentru cadrele didactice și personalul auxiliar. Acest program nu înseamnă doar cifre, înseamnă în primul rând oameni. Important este că fiecare a doua grădiniță din Republica Moldova a beneficiat de acest program. Importanți sunt cei peste 200.000 de beneficiari ai programului, copii care frecventează grădinițele la standardele europene, părinți care se pot angaja știindu-și copiii în siguranță, angajați și cadrele didactice care merg la serviciu. Eu vreau să vin doar cu un singur exemplu. Grădinița din satul Sauca, din raionul nostru, este una din cele 1100 grădinițe renovate din fondul oferit de România. Pentru lucrările de restabilire a instituției au fost alocate aproape 500.000 de lei. Eu nu vreau să vă descriu în ce dezastru a fost această grădiniță. Dacă au ajuns să fie îngrădit pereții cu foi de ardezi pentru a nu cădea tencuiala peste copii. Dar vreau să vă zic că datorită fondului României au fost reparat acoperișul, schimbat sistemul de încălzire, rețeaua electrică, amenajate terenul de joacă, schimbate ferestrele, ușile și a fost efectuată izolarea termică din exterior. Nu mai puțin sunt importante și donațiile microbuzilor școlare care permit deplasarea în siguranță a copiilor către instituțiile de învățământ. Datorită programului, românii de pretutindeni, cetățenii Republicii Moldova au beneficiat de burse de studii în învățământul preuniversitar, universitar de licență, master, doctor. Este semnificativ faptul că obiectivele de colaborare sunt de durată în folosul cetățenilor Republicii Moldova. Accentul pronunțat asupra educației copiilor denotă importanța de a investi în viitor, urecește sunt cea mai valoroasă resursă a unei națiuni, iar educația fiind esențială și necesară pentru orice națiune. În acest context, țin să aduc mulțumire Guvernul României pentru ajutor, susținere, colaborare și încurajare în realizarea valorilor educaționale. Semnarea foii de parcurs privind domeniul prioritar de cooperare dintre România și Republica Moldova în anul 2021 prezintă un moment istoric important, încă un pas spre consolidarea unei țări de model european. Vreau să-mi exprim intenția în vederea consolidării relațiilor de prietenie și cooperare cu România în scopul creierii unui cerc de prieteni dintre autoritățile administrației publice locale din România și cele din raionul Ocnița, pentru a prelua bunele practici de a face un schimb de experiență pe diferite domenii, contribuind la dezvoltarea problemelor reale cu care se confruntă comunitatea noastră. Sper și îmi doresc foarte mult ca o parte din grantul ce urmează a fi oferit de Guvernul României va fi alocat și nordului Republicii Moldova, între care și raionului Ocnița, care va fi direcționat în primul rând pentru sistemul de aprovizionare cu apă, canalizare și epurare, deoarece sunt cele mai stringente și reale probleme cu care se confruntă zilnic toți cetățenii raionului. Suntem convinși că evenimentul de mâine va fortifica și mai mult relațiile nordo-române, contribuind și mai intens la ridicarea bunăstării cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamnă deputat!
În continuare, îl invit la tribuna centrală pe domnul deputat Frunze, vă rog. Domnule președinte, stimați colegi, stimați cetățeni, în aceste zile dificile pentru Republica Moldova, avem alături prieteni care ne ajută. Fapt demonstrat prin prezența unei delegații de deputați și senatori din România, dar și prin desfășurarea ședinței comune a Guvernului României și a Guvernului Republicii Moldova. Noi am preluat guvernarea într-o perioadă foarte grea, în timpul crizei pandemice și în criza energetică internațională. Unii profită de acest lucru și din cauza atitudinilor, cetățenii sunt nevoiți să procure gaze la un preț pe care nu au posibilitatea să îl achite. Între timp ce unii fac tot posibilul ca guvernul și cetățenii să facă cu greu față scumpirilor, statul român ne oferă sprijin pentru a depăși mai ușor aceste momente dificile. De fapt, România mereu a fost alături de noi pentru a depăși mai ușor toate problemele care le-au avut cetățenii Republicii Moldova. România a oferit sprijin la renovarea grădinițelor de copii, pentru renovarea școlilor și dotarea cu microbuze școlare, pentru proiecte comune implementate de administrațiile publice locale în baza acordurilor de înfrățire. În perioada de pandemie, din insuficiență de echipament medical și vaccin, totuși România a fost primul stat care ne-a oferit gratis echipament și vaccin pentru salvarea vieții cetățenilor noștri. România nu doar oferă sprijin pentru a salva viața cetățenilor, dar ne sprijină pentru a ne dezvolta, pentru a oferi cetățenilor o viață mai bună. România oferă gratis cetățenilor Republicii Moldova 100 milioane de euro. Această sumă va fi valorificată pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a oamenilor. Între România și Republica Moldova se începe a construi poduri, poduri economice și fizice, pentru dezvoltarea ambelor maluri ale Prutului. România își dorește ca cetățenii de pe ambele maluri ale Prutului să simtă condiții bune de viață. Noi vom intensifica relațiile de colaborare cu Parlamentul României pentru a prelua pe aspect legislativ experiența României în vederea transpunerii pe agenda noastră parlamentară. România a fost, este și va fi un partener de încredere. Avem speranțe mari că anume România ne va sprijini să ajungem acolo unde ne este locul, în marea familie europeană. Iar cei care nu pot accepta că suntem ajutați de România și merităm condiții identice de viață, să înceteze să acționeze pentru distrugerea relațiilor cu România. Idolii lor politici au distrus podurile de peste Prut, iar noi astăzi, împreună cu frații de peste Prut, le construim. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Alți doritori? Doamna Pancu, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Maria Pancu, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, fracțiunea PAS. Astăzi marcăm o zi importantă și asta pentru că, datorită autorităților și cetățenilor români, Republica Moldova și cetățenii săi se vor bucura de un suport economic major care va ajuta la prosperarea statului nostru. De-a lungul timpului, România ne-a fost aproape și ne-a susținut într-o dezvoltare a statului Republica Moldova. Datorită României, au fost făcute investiții majore în domenii precum sănătate, educație, infrastructură și multe alte domenii vitale. În acest sens, mulțumim pentru toată susținerea și suportul pe care statul român a dat dovadă și dă dovadă în continuare și sperăm la multe alte colaborări frumoase în viitor. Mulțumim frumos! Stimați colegi, simt nevoia și eu să vin cu un mic mesaj. Sigur, tot ce ați spus dumneavoastră
și cei care ați vorbit de la tribună și cei care sunteți în sală și cei care ne privesc, înțeleg cât de specială este relația noastră cu România. Și asta o înțeleg chiar și neprietenii noștri. Și asta e bine că o înțeleg. Ea e specială, ea e firească și așa va fi dintotdeauna. Și este corect să spunem de cât mai multe ori mulțumesc pentru tot ajutorul oferit de-a lungul timpului. Oferit de România chiar și atunci când aici, în locul meu sau la guvern, erau unii care primeau acest ajutor sub podul de la telecentru. Dar dacă puteau să nu-l primească, probabil o făceau și pe asta. Dar numai să nu ajungă cumva ajutorul din partea poporului român. Dar România a trecut peste toate găinăriile, scuzați-mi, făcute de precedenta guvernare și s-a gândit în primul rând la cetățeni. S-a gândit la noi, la fiecare din noi. Și în timpuri grele, pentru ei, peste 500.000 de doze au fost aduse, oferite de către guvernul României, de către poporul român. Combustibil în toamna anului 2020, când agricultura noastră era răvășită de secetă, au găsit și au oferit combustibil pentru agricultorii noștri. Acum, toamna trecută, când cu toții am primit un duș așa rece la început de perioada rece a anului, la fel, ne-au oferit combustibil pentru ca să putem oferi agent termic. Acum vine cu un gest fără precedent, pot spun. Această donație de 100 de milioane, care iarăși va ajunge în mod tradițional pentru instituțiile de învățământ, pentru instituții sociale, pentru mediul de afaceri, primării și așa mai departe. Cineva mă întreba, sau într-o discuție cu un coleg din România, mi-am pus împreună întrebarea. Noi putem la ziua de azi să spunem cât a oferit România Republicii Moldova? De la timp de 30 de ani sau 10 ani sau timp de un an și încercând să facem o estimare cam care e acest volum de ajutor, noi am renunțat. Am renunțat, undeva am fost de acord în concluzia noastră. Este practic imposibil să evaluezi, pentru că acest ajutor este continuu. Deci el are loc și acum. Nu neapărat la nivel de guverne, la nivel de primării, la nivel de instituții de învățământ, la nivel de, nu știu, UNG-uri și așa mai departe. Și el va continua. Și corect a spus colegul. Dacă cineva distruge poduri, cândva, noi acum să le construim. Și o să construim mai multe decât a fost. Așa că viteza și mobilitatea noastră să fie mai mare, nici să nu observi că n-ai trecut prutul. Da? Și să te poți deplasa, să poți vizita prietenii, rudele, mediul de afaceri își dezvolte, pentru că ăsta e un lucru firesc. Și cât de complicate și grele n-ar fi timpurile pe care le trecem, tot ce nu ne omoară, ne întărește. Și eu sunt sigur, inclusiv și această criză energetică, criză globală, din ea noi o să ieșim, evident că o să ieșim. O să ieșim mai pregătiți, mai tari și principalul mai convinși cine ne sunt prietenii noștri și unii tot timpul putem apela pentru ajutor. Mulțumim poporului român, mulțumim Guvernului României. Vă mulțumesc, colegi. Domnul Șoimară, vă rog. Mă scuzați, domnul președinte, că trebuie să vorbesc după dumneavoastră, dar n-are nimic în comun una cu alta. Comunicarea mea sau discursul meu care l-aș fi putut face astăzi la Tribuna Centrală, l-am publicat în aceste clipi pe pagina mea de Facebook.
Dar eu am vrut să vă spun că România ne-a ajutat și atunci când noi nu puteam ieși din niște greutăți de nedescris. Asta s-a întâmplat pe data de 25 august 1991. Când noi fășneam prin Parlamentul numărul 1 și nu puteam duce la bun sfârșit declarația noastră, proiectul declarației noastre de independență. România ne-a trimis unul din cei mai buni specialiști atunci, cel care a redactat un proiect de declarație de independență nemaipomenit de frumos. Păcat că la 7 aprilie 2009 a fost furată și nu arsă. A fost furată această declarație de independență. Acum vreau să vă spun ca mulțumire, domnul coleg care lipsește aici, tovarășul coleg Voronin, a publicat în aceste zile o carte, a tipărit în aceste zile o carte. Eu am citit o parte din ea și aici m-a interesat mai mult și am rămas stupefiat. El învinuiește România că pe 7 aprilie 2009 România a organizat acel puci. Vine cu dovezi, cu fel de incriminări. Cartea desigur că a fost scrisă nu de dumnealui, dar de colegul dumnealui, cum îi spune jurnalistul de la televiziune, Starăș, Constantin Starăș, desigur, aici ai scris că e redactor, nu, el a scris această carte. Domnule, chiar să ajungi până la asta. Domnul președinte, stimați colegi, de urgență avem nevoie de raportul privind, de la procuratură, privind ce s-a întâmplat pe 7 aprilie 2009. Nu vă imaginați, citiți cartea lui Voronin și să vedeți ce s-a întâmplat atunci din viziunea lui. Cu toate că situația a fost cu totul alta. Eu o știu, dar ce știu cei de la procuratură sau de la SIS? Vor dori ei oare să spună ceva astăzi? Eu tare sper acest lucru. Vă mulțumesc de atenție. Vă mulțumesc, stimați colegi. Alte luări de cuvânt nu sunt. Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc o zi bună.